Luptătorii străini care luptă de partea Ucrainei în războiul declanșat de invazia Rusiei au devenit cunoscuți la nivel mondial atât prin faptul că au luat parte unei alte țări, cât și pentru că de multe ori sunt războinici de temut. Unii dintre cei mai buni s-au dovedit a fi voluntarii belaruși. Deși țara lor sprijină Rusia în acest război, servind drept bază pentru invazia declanșată în partea de nord a Ucrainei, cel puțin câteva sute de luptători belaruși au luat armele pentru Ucraina și luptă împotriva Rusiei, considerând că este inamicul comun al ambelor state. Dintre acești luptători s-a remarcat Ivanov, care a devenit cunoscut pentru succesele din luptele pe care unitățile de voluntari belaruși le-au dus cu rușii în apropierea Chievului. Nu se știe dacă dacă Ivanov, care este comandantul batalionului Belarus, este Numele său real, dar este cel care apare pe echipamentul său. El a publicat în social media o serie de filmulețe care îl arătau alături de camarazii săi, lângă tancuri și alte echipamente rusești distruse. Aceste videouri sunt din locul unde s-au dus unele dintre cele mai intense lupte din acest război, în apropierea capitalei Ucrainei, Kiev, pe care rușii au încercat să o cucerească timp de 5 săptămâni. În cele din urmă, armata Kremlinului a fost înfrântă acolo și a ev evacua total zona, retrăgându-se în Belarus. Ivanov apare în aceste filmulețe după bătălii câștigate de unitatea lor, făcând semne ale victoriei cu degetele și amenințându-i pe ruși că vor continua până îi vor înfrânge.